Înainte de începerea acestui episod, aș vrea să-i fac o promovare lui Zucu YouTube. Are un canal destul de divers, are o grămadă de serii de jocuri. Vedeți și voi acum pe ecran că joacă Counter-Strike, American Truck, League of Legends, Minecraft, San Andreas, mă rog, MTA. Chiar în acest moment rulează pe ecran câteva secvențe din gameplay-urile sale. Eu m-aș bucura tare mult ca voi să-i vizitați canalul, să vă abonați la el, să-i dați anumite sfaturi, mai ales că în această zi va fi live de la ora 14:30, deci puteți să vedeți chiar acum cum este live-ul său. Aveți link în descriere. Acum, hai să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un episod în care facem un sistem pe site-ul celor de la pcgarage.ro. M-am gândit ca de această dată să facem un sistem complet, asta însemnând de la periferice, de la monitor, sistemul în sine cu carcasă și ce este în interiorul său, adică undeva cred că vom depăși un buget destul de mare. Nu vreau să mă pronunț de la început pentru că nu știu sigur exact ceea ce voi vrea să aleg. Nu m-am gândit deloc înainte. O să zic lumea că fac reclamă la apă. Nu, chiar era aici înainte să încep. Fără un scop anume. Nu vreau să spun de la început bugetul pentru că sunt convins că nu voi fi în stare să-l mențin și că voi depăși. Ia uite, back to campus. Cream că scrie school. Vedeți că am avut back to. În perioada asta numai la școală mă gândesc. Bun, păi hai să vedem, văd update-ul ăsta tare care te duce înapoi. Tare, bun. Deci v-am zis că o să alegem inclusiv perifericele, cred că peste 6.000 de lei sigur, nu știu, vreau să fac un sistem de gaming cu adevărat potent pentru anul în care ne aflăm, perioada în care ne aflăm. Bun, placă video, hai să dăm tare de la început, preț crescător, ia să vedem, model, vreau un GTX 1080, simplu, vreau un 1080 simplu, fără TI, pentru că e potent și ăsta simplu. Ok. Aș vrea să aleg ceva cu mai multe culoare, în sensul că voi fi prieten cu răcirea. Mă gândesc să aleg ceva de la Gigabyte pentru că știu că au chestiile astea luminate. Știu că au logo-ul ăla care se aprinde parcă în RGB, nu? Ia stai. Sau mă înșel, eu știu că aveau ceva pe spate. A, nu, cred că era de la Asus faza aia cu logo-ul la RGB. Nu mai țin minte, ia hai să ne uităm și ceva de la Asus. O să selectăm producător direct ca să nu mai stăm să căutăm Asus. Da, îmi se pare că astea Strix Gaming au pe spate. Uite, vedeți, știam eu, aveau pe spate ceva care se aprindea. Ok. Deci placa asta o să o alegem. O grămadă de bani, o gălăgie de bani. Băi, eu sper să mă aud bine. Da, cred că e ok. Bun, deci placa asta este, mamă, cred că visul meu. Dacă n-aș avea ceva ce cu banii, clar aș achiziționa-o. Bun, am pus în coș. Procesoare. Să mergem noi pe un AMD. Pentru că tot v-ați luat voi de mine, bă, dar știi că au scos ăștia de la AMD ceva bun în ultima perioadă. Nu mai critica încolo și... Ia stai să vă zic ceva. Să intru repede în control panel să-mi verific nivelul vocii. Sound, pentru că pe unde 7 un pic... Ia, sper să nu... e bine. Cred că așa e și mai bine, bun. Ok, hai să selectăm aici producător. Unde e producător, mă? Producător. Sunt chiar chior? Uite aici, AMD, bun. Tot a spus voi că, băi, dar nu mai intre pe toate sistemele astea. Știi că au spus și la Ryzen-ul ăla, nebunie. Da, o să luăm ceva în Ryzen 7, mă gândeam. Uite la aici. Peste 100 de produse vândute. Oh, mamă. Sau un Ryzen 5 cu 3.6 GHz. Nu, cred că o să mergem pe 7. Și primim ceva cadou? Scria ceva acolo. Mi-a vibrat telefonul. Bonus. Oh my god, mă enervează vibratul ăsta. Sper să nu fie și în în microfon. Bun. Hai, adaug în coș. Vreau să ne mișcăm repede pentru că știu că timpul vostru este prețios. Nu mai am moment să mă uit ce socket avea ăsta. Ca să luăm acum placă de bază. Să nu încurc. Deci AM4. Bun.
Plăci de bază, socul procesor AM4, AM4. Bun. Tot așa, vreau ceva cu luminițe. Tot ceva de la Asus aș vrea, dar nu știu dacă găsim ceva ce să ne convină nouă. Ok, iau ce avem aici. Asus Prime-ul ăsta cum e? Nu-l știu. Nu cred că... Nu, n-are nimic aprins pe el. Decât aici două beculețe. Nu. Îi dăm X, îi dăm X și continuăm. Hai să ne mai uităm un pic. Gigabyte, oh, ASRock. Bă, ASRock ăsta, la început, când eu am început să învăț că ce înseamnă și cum se mănâncă un calculator, fugeam de ASRock, dar au mai evoluat și cu timpul și văd că au început să facă lucruri din ce în ce mai frumoase, dar prea piața Rahova îmi pare placa asta. Nu știu de ce. Am o senzație așa că nu e ce trebuie, dar nu mă întreba de ce, că n-am motiv întemeiat pentru acest lucru. O să sărim mult peste bugetul propus, dar dacă vrem ceva de calitate și ceva frumos, mamă, uite cum e ăsta, sigur nu e în stoc. Eram sigur, sigur și era și un preț bun. Mamă, cât de frumoasă e placa asta. Da, frate, uite, ăștia la MC parcă așa mai clean, mai curat, mai... Nu înțeleg ce au ei acel ceva, nu știu. Și la 600 de lei, dar nu e în stoc. Nu e în stoc, nu e în stoc. Hai să ne mai uităm. Poate am omis ceva ce într-adevăr ne plăcea. MC, uite și asta. E ok-uț. Dar nu, știți ceva? Știu că mai are un model mai ieftin. Uite-l pe ăsta. Care... Nu știu exact diferența, dar arată bine ca și design. Nu are nicio luminiță, dar v-am zis, MSI are ceva ce mă atrage de fiecare dată. Au un design așa mai diferit, mai clean, mai curățel. Bun, îl punem în stoc. Memoria RAM. O să o încep pe 16 GB. Capacitate 16 GB. Vreau să iau 8 cu 8. Nu mă întrebați de ce, dar mă gândesc că se disipă cumva mai bine și puterea și căldura și tot ce înseamnă chestia asta. Cred că o să rămân pe 3000 de MHz sau avem la 3200. Uite, 3200. 16 GB dual channel, asta vreau să... Dual channel. Da. Frecvența e mare, cred că printre cele mai mari în bugetul ăsta. Ok, acum trebuie să luăm neapărat un SSD. Nu vreau să luăm ceva mega scump. Știu că green-ul ăsta pe M2, știu că e destul de ok pentru a avea doar sistemul de operare. Este pe M2, nu este pe clasic cum le știți pe toate. Uite, form factor și dacă intrăm pe unde ăsta, e, ia, curiozitate, 2.55, da, bun. Deci o să luăm ăla de la Western Digital. Adaugăm coș. Bun, deci avem... Uau, câți bani! Și nici măcar n-am luat periferice, v-am zis că... Am știut că de ce nu zic de la început bugetul, dar vă zic că calculatorul ăsta o să fie bombă. O să luăm clasicul Tera, 1 Tera, unde e 1 Tera, 1 Tera? Ia uite, desigilat, mamă. Nu știu de ce cineva chiar ar vrea să returneze acest hard disk, că e exact ce trebuie. Bun, ne trebuie și o sursă pe măsură acum. Și o carcasă, evident. Sursă. Am văzut eu ceva de la... Iese producător, unde avem noi? Ok, bun. Ia, stați așa un pic să mă uit eu atent, atent, atent. EVGA ăsta. Mi-a păcut cu ochii. Și chiar am văzut multe sisteme acum că vin cu această sursă. Ia să nu ne uităm noi la certificare. 80 plus bronz, aș vrea ceva. Undeva la 600 de W. Hai să zic 650, deși nu cred că avem nevoie de atâta putere. Bun, hai cu băgăm în coș.
Deci, sursă, uite, văd că primim o sursă cadou. Sursă Enjoy. Deci n-ar trebui să ne luăm sursă. Ia să cum e sursa asta. 650 de W, este 80 plus bronz? Gold chiar. Bun. Ok, păi atunci eliminăm sursa. Șterge. Șterge. Bun, și primim sursa cadou. Măcar atât. Bun. Deci avem totul, mai puțin carcasa. Hai să ne uităm după o carcasă. Nici nu știu ce să vă recomand, pentru că aș merge pe ceva simplu, fără prea multe luminițe și chestii, dar sunt și oameni cărora le plac tot felul de luminițe. Și dacă am ales placa video cu RGB, am făcut eu acum ceva timp un sistem care avea o carcasă RGB și văd că și asta. Sau, știi ce? Nu, gata, știi ce facem? Luăm o carcasă care să aibă geamul ăsta în lateral cât mai, sau să fie cât mai transparent în sine și punem noi luminițe de alea. Vă pun în wishlist și niște luminițe, pentru că sunt niște, cum să zic eu, niște benzi care se lipesc și au RGB-ul ăla pe care cu mulți îl vreți în perioada asta. Hai să căutăm o carcasă, vă zic, cu geam, cu expunerea cât mai mare, să spunem așa. Uite asta, văd că are o mama, asta e prea bună. Vai, cum arată și luminițele astea gen vanzi, le puteți... mamă, ce prezentare și-au făcut băieții. Ok, pe asta o luăm. Ups. Bun. Și aici o să mergem acum la modding. Am pus-o. Am pus-o. Bun. Mergem acum la categoria asta și hai să vedem dacă găsim benzilele alea. Nu, sunt alea. Sau alea erau. Hai că mă uit totuși pe a doua pagină. Asta. Aoleu, nu este în stoc. Astea erau. Nu sunt în stoc. Țep, 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 țep. Dar puteți să redacți alertă stoc, dar hai totuși pentru wishlist-ul ăsta să punem totuși ceva. Eu pe astea le-am testat, pe astea le știu. De-aia vi le și recomandam. Dar hai să vedem. Și ăsta e ceva bun, dar vă dați seama că... Bă, că e mai scump, nu știu de ce. Ori avea mai multe nuanțe, dar... RGB, RGB, hai să le punem în coș pe astea. Că, na, la câți bani am folosit până acum. Bun. Păi, calculatorul cam undeva la 7000 de lei ne situăm. N-am pus... Hai să punem și ansamblare. Servicii. Îl punem aici. Pe Mădălin. Ansamblare standard gold. Uite, standard de aici. Ok, ansamblare standard. Bun. Păi, cam undeva la 7145 de lei, cu tot cu ansamblare, cu tot cu livrare, evident, deci cam aici avem, dar noi am zis că mergem mai departe de atât și vrem și periferice. Periferice și monitoare. Monitoarele, hai să începem cu monitor. O să vă recomand ceva la... Wow, nu pot să cred, a apărut fix ăsta de la LG. O să vă recomand ceva la 24 de inci, dar tot exact produsul ăsta, dar numai că ăsta e de 22. Uite, ăsta e de 24, da. Pe ăsta l-am eu și sunt, vai, sunt... de fapt, nu, eu nu l-am pe ăsta. Am altul. Asta vine un pic curbată, cred că ăsta e modelul nou. Da, ăsta e mai nou un pic. Hai să vedem dacă e și ăla în stoc, de pe care... Uite, ăsta e al meu. Ăsta e, vedeți, asta e un pic mai curbată. Tip, 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 tip. Da. Păi, bă, ăsta are 5 milisecunde, deci clar nu e la fel de performant ca ăla de la am văzut prima dată. Deci pe ăsta o să-l pun în wishlist-ul vostru. Adaugă în coș. Ok, și acum avem așa. Periferice. Unde sunt? Bun. O să luăm un kit cu mouse și toate astea. Stai că am dat-o pe monitor, mă fac. Mouse, hai. Da, eu aș fi vrut un kit care vine cu tot cu mouse, tastatură și așa. Unde sunt? Ia, tastatură. Uite aici avem. Tastatură plus mouse. Bun. Vedeți? O să selectăm aici gaming. De fapt, n-avem și eu de asta de gaming. Uite aici avem tastatură gaming. Bun, bossule.
Evident că o să vă recomand ceva de la Red Dragon. Eu sunt fan Red Dragon de când am început să îmi construiesc singur calculatoarele. Am avut nenumărate tastaturi, chiar și acum am pe masă doi mouse. Ăsta e un mouse wireless de la Red Dragon pe care îl folosesc pe DVR, știți că am niște camere care înregistrează. Și ăsta e o bombă cu ceas. N-am cum să vi-l arăt prea bine la camera asta de filmezi, dar se cheamă Red Dragon Titan. Da, cam așa văd că scrie pe el. N-am reținut, am avut și un Red Dragon Prediction Black, parcă așa se numea. Am avut și Red Dragon tastatură vara, adică pe asta o am acum. Am avut și Carura, parcă se numea. Le-am cam uitat, pentru că au niște denumiri de astea mai ciudate, dar toate mi-au plăcut. Și am făcut și giveaway cu tastatură. Nu mai știu care era, dar știu că era tot așa mecanică. Dar nu mai țin minte numele. Nu mai țin minte numele și știu că și aia era bună pentru că am desfăcut una din curiozitate să văd și eu cum arată și am pus-o la loc, am lăsat și un bilețel acolo. Felicitări, tastatura asta a fost deschisă de mine și am balat-o înapoi de către The Link. Că am dat-o la ora de la giveaway. Și am zis, adică, dacă tot am desfăcut-o, n-am conectat-o la calculator sau ceva, pur și simplu am desfăcut-o să mă uit la ea. Dar nu mai țin minte. Eu o să vă recomand asta, vara, mecanică. Nu este RGB. Se vine și în varianta RGB, dar asta nu este, e doar cu roșu. Ia să vedem care e diferența între RGB și aia. Vara trecut. Hai să dăm pe mod crescător, ca să ne fie mai ușor să ne uităm noi. Trebuie să dăm pe pagina a doua, clar. Sau pe pagina 3. Sper să nu fie nevoie de pagina 4. Văd că sunt foarte multe într-un buget restrâns. 4. Nu, no, clar, dau pe 6 direct. Deci de muncă. Așa, ia să vedem aici. Corsair văd. Cumara, mă, cred că era aia. Că știu că n-avea numpad, parcă. Da, parcă n-avea. Uite, RGB vara. Mecanică. Hai să o punem pe asta, doamnă, am și eu și am mai tot recomandat-o și am ridicat-o în zlăvi de atâtea ori. Bun, mergem acum la mouse. Producător, selectez direct, frate, ca să nu mai încurc. Red Dragon. Bun. Ia să vedem. A, uite, pe ăsta l-am eu, Titan Nobua 2. What the fuck? Și am avut, uite, înainte l-am avut pe ăsta. Acum l-am pe ăsta. Am și mouse pe ăsta, da, am și mouse pe ăsta. E tot așa, e șmecher, RGB. Dar n-am cum să vi arăt că trebuie sări toate astea de pe aici. Deci, scutim dacă le luăm pasea a doua. Mă uitam după ăla de la meu fără fir, dar nu-l găsesc. Ah, uite, ăsta e. Ăsta la meu fără fir. Da. E foarte tare, nu consumă. Deci am bateria asta de jumătate de an, frate, și nu s-a consumat. Bine, nici nu o folosesc prea mult, că na, folosesc doar la filmările astea de pe DVR. Ok, păi o să vi recomand pe ăsta. Și știți ce mi-a plăcut foarte mult la mouse? La mouse-ul ăsta? Pentru că la celălalt pe care l-am avut, gripul ăsta, sau nu știu cum se numește, s-a cojit foarte repede. Cred că la 2-3 luni, ori am umblat eu cu mâinile de mâncare, cum fac de foarte multe ori, ori nu știu. La ăsta văd că l-am de 2-3 luni și nu s-a cojit nici măcar un pic. Și mai mult decât atât, și aici pe spate, la astea, foarte des se murdărea. Bine, poate era și vina mea că mâncam prea mult la birou. Acum cred că nu mai fac atât de des și poate și ăsta e unul dintre factori. Sau chiar sunt din materiale un pic mai bune, nu știu. Nu știu să vă zic, sau poate și mousepad-ul pe care îl folosesc contează. Ok. Bun. Deci, l-am pus în conș, parcă, nu? Hai să mă uit. Nu, am dat la comenzi, nu să dau la produse. Ia să vedem. Da, l-am pus. Deci avem și mousepad. Hai să vă arăt și mousepad-ul pe care îl primiți cadou când cumpărați mouse-ul ăsta. Știu că și s-a costat undeva la 1.000.000. A, 1.300.000. Da, se aprinde așa pe margini și logo-ul ăsta de aici se aprinde. Na. Deci îl oprești sau schimbi culorile sau modul, cum vreți să-l numiți. Da. Bun, păi avem carcasă, avem niște căști ne mai trebuiesc. Hai să vedem, gaming. Eu am căștile astea de la HyperX și astea mi-au plăcut și o să vă recomand ce știu că am și le-am de 2 ani, frate, și sunt prea bune.
Deci o să vă recomand tot astea. Ia să căști gaming. Și pentru muzică sunt mai multe decât suficiente. Producători, ia să vedem. Eu recomand în general ce știu că am folosit și a fost de durată. HyperX. Poate Cloud V2 știu că se numea. Poate au apărut mai... Uite, Cloud... Nu știu că parcă aveam Cloud V2 sau... Uite, Cloud 2. Da, 7.1. Astea le-am pe roșu. Dar, sincer, eu când am vrut, am căutat pe negru și știu că n-aveau. Sau... Uite, astea sunt? Da. N-aveau astea. Eu o să vi le pun pe astea pe roșu, pentru că, nu știu, e un pic mai diferit. Arată foarte bine. N-am folosit microfonul. Microfonul nu l-am folosit pentru că eu am altceva. Am ăsta un pic mai performant. Dar nu știu să vă zic de microfon. Nu l-am folosit nicio secundă. Ah, da, știu că au și astea. Poți să le schimbi. Și săculețul ăsta l-am folosit când plecam în călătorii. Puneam cabluri. Ok, deci bugetul unui PC de ultimă generație cu procesor de ultimă generație, placă video, memorie RAM, SSD, ați văzut ce SSD am pus, unul foarte bun. Totul este premium aici și de calitate. Vă garantez că o să jucați tot ce vreți voi, la rezoluții foarte mari pe Full HD și pe detalii maxime. Da, și bugetul e pe măsură. Undeva la 9200 de lei, mamă. Dar dacă vrei să faci YouTube de calitate și să ai toate jocurile, să le poți filma, cam aici ar trebui să ajungi. Bun, nume wishlist, PC gaming, bani, cum să zic, bani gârlă, bani, nu, no, hai să ne zicem, PC gaming de ultimă generație. Mamă, sună așa de... Ce foloseai cuvintele astea prin 2004, când vreau și un ultimul PC de ultima generație. No. PC Gaming Top of the Top. No. PC Gaming, nu știu, The Link. Ok. Bun. Cam astea sunt. Bun. O să aveți și voi wishlist-ul în descriere. Eu sper că v-am ajutat. De foarte multe ori îmi propun să fac o serie diferită cu... De fapt, cred că o să fac un live data viitoare în care discutăm live tot ce vreți voi legate de calculatoare, tot ce sisteme pe care voi le-ați făcut. Da, uitați, data viitoare o să fac un live. Ia scrieți-mi toți în comentarii acum dacă vreți sau nu vreți live, gen dacă vrei live, da, vrem live în care ne ajut să ne configurăm calculatorul, da, nu vrem live sau nu știu. Orice aveți voi întrebare legate de IT sau recomandări, la fel vom face PC live sisteme, gen le vom face live alături de voi. Dacă aveți alte propuneri, la fel le aștept. Wishlist-ul de astăzi este în descriere. Eu vă mulțumesc de atenția acordată și ne revedem data viitoare. Pa, pa!